Și dacă muzica este un balzam pentru suflet, atunci ce se poate întâmpla când ea răsună în timpul unei intervenții chirurgicale? Mai mult, ea fiind creată chiar de pacient. Bărbat operat pe creier în timp ce cânta la saxofon este știrea care a făcut înconjurul lumii și a adunat admirația tuturor. Lucru mai puțin știut este că pacientul de fapt este un conațional de-al nostru. Urmăriți mai multe detalii în materialul care urmează. Gheorghe Snacovan, de 22 de ani, se află în Italia, unde și-a croit o carieră de muzician și o formație muzicală, evoluând la petreceri publice și private ale conaționalilor stabiliți în peninsulă. Cu 12 ani în urmă, bărbatul a fost diagnosticat cu tumoare. După căutări neîncetate a unui medic bun, Gheorghe l-a găsit pe Cristian Bronia, specialist în așa tip de neurologie. Mi-au redat o liniște, o căldură, nu știu. M-au luat în mâinile lui și mi-au spus, stai liniștit, vrei să te operezi de treaz, te operăm de treaz. A început să-mi facă întrebări cu ce mă ocup, cu ce asta și eu i-am spus, când mai vrei, dacă te simți mai liniștit, uite, scânți durant operații. Ah, ok, atunci hai să o facem, știi? Și m-au încurajat. Intervenția a fost efectuată cu anestezie locală. Astfel, medicii au putut monitoriza funcțiile creierului chiar în timpul acesteia. În 9 ore jumate, circa, am cântat, mi-a dat saxofonul de vreo 4-5 ori. Știi? Pe etape, știi? Făceam o strofă, acolo câteva secvențe și îmi lua. Eu eram toată partea stângă, eram colegată cu niște aci, nu știu cum ca să-ți spun, și care se duceau la un computer. Și ei de la computerul ăla, doctorul spunea, mâna stângă, ea apăsa la computer și la mine se ridica mâna stângă în sus, piciorul, tot, știi? Ca să mă lese intact. Într-un final, operația s-a finalizat cu succes, iar Gheorghe recunoaște că muzica i-a fost îngerul păzitor. Talentul de data asta m-a salvat, m-a ajutat. Experiența prin care a trecut, trăirile și marele noroc de a întâlni un asemenea doctor, dar nu în ultimul rând și bunătatea pe care o are, l-a inspirat ca să dea o mână de ajutor celor care se confruntă cu astfel de boală. Am hotărât cu el, nu știu, după operație mă gândeam, vorbeam cu el și spuneam, of, ce bine ar fi să ajutăm pe cineva, chiar și din Moldova, România, estul Europei. Și el a spus, cu mare drag, dacă tu poți găsi pe cineva sau am ajuns la un nivel că operația va fi gratis. Doar numai să ajutăm pe copii, mai ales pe cineva, cu mare drag. Intervenția chirurgicală prin care a trecut conaționalul nostru, Gheorghe Snacovan, în vârsta de 35 de ani, este una complexă și a fost efectuată pentru prima dată într-un spital din Italia. Sperăm că muzicianul va trece cu bine peste perioada de recuperare, iar starea lui de sănătate va fi în unison cu vibrațiile saxofonului său.